Serviciile pentru public ale primăriei Timișoara sunt funcționale după atacul cibernetic. Astfel, la camera 12 a primăriei se pot face din nou plăți cu cardul. Totodată, Direcția Fiscală a municipiului Timișoara a reluat încasarea taxelor și impozitelor locale online sau cu cardul la ghișeu. La Poliția Locală, în continuare, sesizările online sunt suspendate temporar, fiind preluate telefonic la dispecerat. Pentru reluarea serviciilor interne ale primăriei Timișoara, măsurile sunt încă în derulare, în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Resetarea sistemului intern de către specialiștii municipalității și experți în securitate cibernetică din cadrul DNSC are loc treptat. DNSC continuă și investigația privind atacul cibernetic.